starea fetiței pe care am primit-o sâmbătă de la Spitalul de la Huș este una mulțumitoare din punct de vedere al leziunilor pe care le are. Fetița a fost sevrată de pe ventilator, adică a fost detubată, respiră spontan încă din cursul dimineții de duminică. Mai mult, substanțele care sau medicamentele care s-au instituit datorită instabilității hemodinamice marcate au fost scoase și pacienta este stabilă hemodinamic. Suntem foarte mulțumiți de evoluția până acum sub tratamentul maximal instituit și sperăm să continuăm în același trend ascendent. Înseamnă că va rămâne la ea și nu va mai fi duce la București? Deocamdată. Din punct de vedere al terapiilor și instituite din partea compartimentului de chirurgie plastică și a managementului în terapie intensivă, considerăm că nu suntem depășiți, din contra, starea fetiței este foarte bună și credem că ar fi în avantajul copilului să continue tratamentul la Spitalul din Iași. Există o comunicare foarte bună cu mama fetiței, care este internată. I s-au explicat toate posibilitățile terapeutice și doamna în plus dorește să rămână la Iași. Și atunci este de datoria noastră ca medici să respectăm și dorința părinților și să asigurăm cel mai înalt grad de îngrijire a acestui copil care a suferit acest accident atât de nefericit. Va mai fi operată în perioada următoare? Se mai pune problema unor intervenții chirurgicale? Sigur că da. Deci urmează o serie de intervenții chirurgicale, urmează schimbarea acelor pansamente cu presiune negativă în bloc operator, toate manevrele se vor realiza la bloc operator. Considerăm că un alt avantaj este că copilul este manageriat în partea nouă a spitalului, cu sigur o încărcătură bacteriană mult mai mică decât în altă parte. Să înțelegem că se recuperează și bine, ținând cont de faptul că e chiar micuță. Chiar dacă e mică, e puternică, dacă putem să spunem așa. Copiii au o capacitate de regenerare extraordinară. Toate și eforturile noastre sunt susținute de acest lucru. Faptul că mama este alături de copil și cel mai bine copiii se vindecă alături de părinți. Cât de complex e acest caz, mai ales că a avut și astfel destul de mari, s-a pus și problema transferului? Hopul pentru acest copil, ca să spunem așa, nu este trecut. Da? Deci patologia, arsura 40%, o încadrează în categoria de mare ars. Ne bucurăm de această evoluție bună abia acum la început. Da? Lucrurile pot denatura, lucrurile pot lua orice turnură, dar tocmai de aceea o menținem în terapie intensivă cu toate tratamentele necesare. Cel de-al doilea caz, copilul fetiță de un an și jumătate, venită cu traumatism, transferată de la Spitalul din Huș? Cu traumatism în cursul zilei de vineri, dacă nu mă înșel, este manageriată pe sectorul de chirurgie generală. Nu a avut nevoie de internare în terapie intensivă. Se referea copilul de seară? Nu, copilul de aseară, nu cel de... Fetița de aseară, de un an și 11 luni, adusă de la Huș cu o tăietură la cap, agresiune în familie a fost vorba acolo. Despre acel copil, la fel, nu a necesitat și nu a avut criterii de admisie în terapie intensivă, este manageriată de colegii noștri de la chirurgie. Are rană gravă la cap sau ce fel de răne are? A venit cu un traumatism care, din câte am înțeles, a necesitat sutură în bloc operator, adică în momentul în care se optează pentru admisia și toaleta și sutura plăgii în bloc operator, este o placă destul de profundă.